Gata, începem? Stai cam un păr într-o parte. Ce-și face omul cu mâna lui se cheamă selfie. Iasmin, unde ne duci? Frateli? Care? Mama aia? La mare? Păi cine nu vrea să ajungă în vamă? Ce să caute la mare? În film este vorba despre trei eleve de liceu care hotărăsc cu câteva zile înainte de bac să petreacă niște zile de vis la mare și pornesc la drum în ceea ce se vrea a fi aventura verii pe ecrane. Aș vrea să raportez dispariția unei fete. Ea este Ana, prietena mea Virgină. Și eu sunt Virgin. Clasicele minciuni studențești. Prima, de mâine mă apuc de învățat. A doua, mâine îți aduc cursul. A treia, dezbracă-te că nu-ți fac nimic. Și a patra, bineînțeles, nu mă dezbrac că-s virgină. Cam așa e și în film. Prietena mea Virgină. Și eu sunt Virgin. Lucru manual. Și acum vrei și tu un pic? Cu cine? You and me. Nu știm exact care este traseul numelui acestui film, dar iată că de la liceenii 2000, așa cum trebuia să se cheme inițial, acum se lansează pe ecrane cu numele Selfie, cu hashtag în față. Distra foarte tare la filmare, am mâncat și pepeni, am exagerat un pic pe alocuri. Nu e un film trist, nu e un film pentru premii, este un film pentru oameni. Alo, alo, ce facem aici? Trebuie să facem rost de bani cumva. Nu mai fură nimeni! Hai, că toți suntem mai hoțomani așa. Asta sună la poliție. Băi, spatele vostru e poliția! Asta este ultima greșeală pe care o mai fac. Mihaela Rădulescu apare pe generica fiind mama Iasmine. Eu credeam că Mihaela Rădulescu e mama lui Dani. Ce sunteți inconștient? Am consumat acolo? Scriu cu litere mari sau cu litere mici? Cu litere lumitare. Flavia Hojda este la debutul ei pe marile ecrane, după ce anul trecut a fost una din participantele de la X Factor, supranumită atunci Ileana Cosânzana, datorită părului ei cu care a fermecat pe cei trei din juriu. Ce păr! Ce păr, ce privire, ce zâmbet, ce de toate. Da. Strictă, frate, trebuia să fiu cu ea. Pentru voi avem o cameră goală și noi băieții ne descurcăm. Ne mai înghesuim un pic? Ce faci, frate? Păi te văd! Așa și? În sfârșit, un film făcut de români care nu este comuniști. Sau cu perioada de după comunism, cu Mită, Șpagă și Alde Iliescu. În sfârșit, un film despre România actuală, despre cei peste 50% din liceeni care pică bacul în fiecare an. Ce dracu i-a speriat așa, mă, bacul ăsta, mă? Eu l-am dat de 3 ori și nu mi-a fost frică de el, mă. Crina Semciuc este actrița mea preferată și știți de ce? Pentru că are bere în nume. Ar trebui ca mai multe actrițe să preia exemplul ăsta și să-și pună bere în nume. Crina Semciuc. Ar mai fi idei. Draga Timișoreana Matei, Magda Bexone, Maia Heinekenstein, Stella Popescu, care în sine este o bere, și Alexandru Ursusnel. Și bineînțeles, cu voia dumneavoastră, niște actori amatori, Vladler, Dulea și Silva Uraș Mihai.